Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi are invitați pe frații Toader, Adrian și Claudiu Toader. Bună băieți, bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună seara. O școală de fotbal pe care ei au promovat-o de foarte multă vreme sau de destulă vreme, o să discutăm pe această temă, dar înainte să vă spun faptul că, de exemplu, Adrian este un atacant fost de meserie, născut la Ploiești, 27 iulie 1973, un pic așa 50 de ani. Să știți că la cum arată și la cum se mișcă, eu cred că poate oricând să joace atacant și acum la Petrolul. Asta pentru că toți suntem într-o mare dilemă cu tot ce înseamnă atacul echipei Fanione, a Ploieștiului și a Prahovei. Și o să vorbim pe tema aceasta cu el. A făcut junioratul la Petrol între 1987-1991, la seniori între 91 și 95, apoi a ajuns la Lausanne Sport în 1996. A evoluat pentru Petrolul 2 ani, 1996-1998, iar apoi în anul acela a admis să își pună apostila pe un contract cu Universitatea Craiova. În 1999 merge în China, la Qingdao Hainiu, o experiență extrem de sălbatică, spun eu, în contextul în care această echipă din Hainiu era înființată de numai 9 ani, în 1990, și iată că în 1999 Adrian s-a dus să pună umărul lângă ei. A venit la Câmpina, apoi la Gazmetan Media și apoi Alba Iulia, FCM Câmpina și a sfârșit 2005 pentru Politehnica Timișoara. Băi băieți, de puțină vreme ați admis să încheiați un parteneriat cu Petrolul în beneficiu fotbalului juvenil din județul nostru, din orașul nostru. Spuneți-mi, vă rog, care a fost scopul principal al acestui parteneriat în care școala voastră de fotbal a ajuns parte a unei înțelegeri pe care cam de mult trebuia să o facă Petrolul cu mai multe școli de acest gen. Mai întâi mulțumim pentru prezentare și aș vrea să spun că această colaborare este făcută în primul rând în interesul jucătorilor. Pentru că Clubul Petrolul este un brand, Clubul Petrolul în ultima perioadă se interesează foarte mult de juniori și vor să promoveze și să ajungă să joace cu juniorii proprii. S-a și văzut la ultimul meci, au fost trei tineri care au sfârșit în egalul despre care o să mai discutăm, care s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii cu UTA. Dar care grupe, câte grupe, de la câți ani pot veni copiii la școală? Ideea este că la școala de fotbal Toader avem copii de la cea mai fragedă vârstă, asta însemnând 4 ani jumate, 5 ani. Deci noi creștem de la 5 ani, acolo punem baza fotbalului, ABC-ul fotbalului, cum se spune, trecem prin toate etapele de pregătire, ca undeva pe la 14-15 ani facem o evaluare a lor împreună cu conducătorii Petrolului și îi promovăm împreună, facem un nucleu de jucători bun să joace la campionatul de elită. Și noi spunem că din momentul ăla putem să avem speranțe că vor promova la echipa Petrolului, asta este și ideea. Care este aportul școlii acesteia ca și număr de copii aduși la club? Asta în urma unei evaluări vom stabili ce. Dar așa, estimativ, cât ar trebui să fie? Vorba de 10 de copii? Deocamdată este vorba de o grupă. O grupă? O grupă cum? Care grupă? Cea mai mare, grupa 2010. 2010? Pe da, 2010... Au 13 ani copii. Mm-hmm. Au 13 ani, în curând fac și 14 ani. Și din grupa asta de 2010 cum? Câți vezi? Sunt copii, fratele meu îi pregătește. Urma să-l întrebi și pe el, da? Da, sunt copii foarte talentați. Putem spune că este încă un devreme. Dar nu putem pune exact acum, știu eu, ștampilă pe fiecare să spunem ăsta va ajunge, ăla nu va ajunge. Am înțeles, ceea ce vreți voi, e clar că da. Poate eventual să meargă toți. Da, sunt copii talentați, vom face o evaluare și în urma la ce vom discuta, pentru că avem o experiență și conducătorii Petrolului au experiență și îi vom stabili cam cei care vor face parte din acest nucleu de la elită. Va urma un proces de pregătire 14-19 ani la Petrolul. Tot fratele meu se va pregăti de grupa aceasta și acolo este altă etapă. Cum e, Claudiu? Păi întrebați dumneavoastră mai devreme câți copii.
poate să fie și o grupă întreagă. Dacă o grupă însemnând? Dacă sunt copii talentați și dacă sunt 10, și dacă 12, 14, 1, 2, 3, 5, cât sunt copii talentați. Aceia vor face pasul la 14. Dar ăștia care îi mirosi tu, care îi știi tu, care îi vezi că vor mai mult, că sunt talentați, mai talentați decât ceilalți, ar fi mai mult de 10? La o grupă, nu. De exemplu, la 2010, noi vom face o juncțiune între grupa de 2010 de la Petrol și grupa noastră. Deci cei mai buni copii de acolo, cu cei mai buni copii de acolo, se va face o grupă de elită. S-a jucat vreodată între ele, cum ar veni așa? Da, s-a jucat în campionat. În campionat. S-a jucat în campionat acum un an, acum 2 ani. Copiii se știu, mai ales și noi știm de la Petrol care sunt și ei știu de la noi care sunt copiii mai talentați și... Sperăm că prin această juncțiune să facem o grupă puternică și așa se va întâmpla la fiecare an. Amândoi ați activat ca și antrenori la Clubul Petrolului, cum ar veni, la Academia Petrolului și vreau să vă întreb dacă este ceva nou din momentul în care ați bătut palma cu conducătorii, dacă este ceva nou care ar trebui să fie știut de iubitorii fotbalului din Ploiești. Adică dacă au apărut coordonate noi în relația voastră cu clubul față de acele coordonate care presupuneau nu mai vin la serviciu, pregătesc copiii, îmi iau salariul. Acum, în momentul de față, a apărut ceva nou? Da, se vede o implicare mai mare în pregătirea copiilor, se vede un interes mai mare și probabil cu timpul vom vedea că, până la urmă, jucătorii noștri sunt cei pe care trebuie să mizăm, copiii crescuți de noi, pentru că nu sunt alții mai buni decât ei. Dacă îi pregătim și avem grijă de ei, asta este viitorul fotbalului. Cred că asta este soluția. Asta ține și de conducerea celor de la Academie de acolo? Da, bineînțeles că... Există o preocupare mult mai mare decât înainte. Din când ce a fost. Da, da. Din ce știm noi că suntem de atâta timp, până acum nu s-a... Nu știu dacă nu s-a vrut sau... Nu. Acum este cu totul altceva. Claudiu, a fost vreodată când ai fost dezamăgit acolo? Ca și antrenor? Erau momente mai grele. Au fost momente mai grele când copiii au făcut 16-17 ani, am avut grupe bune, am avut copii buni, care nu li s-a dat șansa, nu li s-a dat să arate ce poate la echipa mare, mă refer, la echipa mare. Și s-au pierdut? Și s-au pierdut, da, și au fost copii foarte buni. Deci foarte buni, copii buni, generații. Întregi, două, trei generații. Ești supărat, că ești dezamăgit eu de chestia asta. Eu lucram cu ei de la vârsta de 6-7 ani și știam ce pot și știam că pot face pasul la senior. Păi da, tu în calitate, nu știu, eu spun ca să ajungi până aproape de Pârvu, de Florin. Dar, păi cum, el cum să-ți bage din copiii ăștia când ajung la 16-18 ani? Îi ia poftim și îi pregătește pe la un cantonament, pe la ceva, vede, îi bagă în atmosferă, da. Păi nu poți să-i bagi. Îi bagi 5 minute, 7 minute la final de meci. Dar în primul rând trebuie să-i ia. Contra îl aruncă în tribuna. Da. E micuț, e fragil. În primul rând trebuie să-i vadă, să-i știe. Aia e clară treaba. Clar. Și pe urmă vine să-i ia încet în cantonament. Acum da, acum e cu totul altceva, dar înainte... Față de ce era înainte. Dacă îmi dați voie să intervin. Este un proces foarte dificil de integrare a unui copil la echipa de seniori. Pentru că el este un copil și la 19 ani. Corect. Un junior este, din punct de vedere fizic, el nu va putea face față. Sunt foarte rare cazurile când un junior poate face față din punct de vedere fizic la echipa de seniori. Putem vorbi la undeva la 21-22 de ani. De asta cred că o problemă în România, cred eu personal, nu există un campionat, i-aș spune de tinere rezerve, cum era înainte. Să numească oricum, dar să prelungească acest juniorat al copilului de la 19 până undeva 22-23 de ani. Sunt în lume, sunt campionate de genul ăsta. Dar de ce? Și la noi a fost în România? A fost campionat Tineret Speranță. Păi nu mai țin minte că se juca în deschiderea Petrolului. De ai mei. Sigur că da. Să împleteau jucătorii tineri cu jucătorii de la echipa mare, nu conta rezultatul. Jucai tot timpul cu ei și automat, la un moment dat, trebuia să te adaptezi și făceai față. Dar eu cred că în momentul de față, având, știu eu, atâția jucători care vin de afară, fel și fel de jucători puternici, dar care calitate, eu spun că nu e așa de multă calitate.
Noi avem jucători juniori cu calitate bună, dar nu au fizic. Unui antrenor, îl dăm exemplu pe Florin, e pârvu. Nu poate el să bage acum un jucător, el are un obiectiv de îndeplinit. El nu poate să bage un jucător tânăr, să-l, el are un obiectiv, poate pe, știu eu, pe ce spui, mă, haide să zicem pe față, tu l-ai pe Ionel. Da. Deci spui că Pârvu nu poate să-l bage pe Ionel în detrimentul lui Diomande. De ce? Pentru că Diomande e... Deci, ca să poți să-l bagi, ăsta e un proces de lungă durată, nu poți să-l bagi și el să-ți dea randament imediat. Pe loc. Da, pe când noi avem nevoie acum de randament pe loc. Deci ăsta este un proces îndelungat. A, dacă are 22-23 de ani, poți să-l bagi imediat, imediat, răspunde la ce ai nevoie. Dar dacă îl bagi, acum e un copil, echipa trebuie să-l susțină. Deci echipa trebuie să aibă o anumită valoare, încât el nici nu trebuie să se simtă că a intrat în echipă. Care să fie cauza pentru care s-a renunțat la campionatul ăla? Nu știu, s-au făcut echipele a doua, cum le spune, echipa a doua a clubului, echipa a doua, pe la vedem. Care unde dar joacă? Nu mă refer la Petrolul. În general? Da, în general. Echipa a doua joacă, de exemplu, altă echipă din Liga 1 joacă în Liga 3, să spunem. Uh-huh. Nici acolo nu e o soluție, pentru că toți seniori sunt și aia. Și aia sunt puternici. Un jucător, un junior la 18 ani, 19 ani, 17 ani, 16 ani, nu e puternic. Vedem și la Steaua, vedem și la echipe care se duc prin Europa și joacă. Nu pot face față din... Băi, Adi, vrei să spun eu care este raționamentul? Raționamentul este banul. Da, să spunem felul următor. Băi, băieți, nu avem bani, mă. Păi și atunci, de ce nu vine municipalitatea să sprijine așa ceva? Un proiect de genul ăsta a băgat banul în ăștia de la 16 la 22 de ani, cum spui tu. Asta trebuie făcut. Un campionat până la 22 de ani. Chiar pe ligi, că sunt mulți juniori care termină. Într-un fel arată un junior la 19 ani, un jucător, și într-un fel arată la 23 de ani. Ăla poate fi cu totul și cu totul altfel la 23 de ani. 22 de ani, să spunem. Deci ăla poate fi o soluție pentru... Pe când așa se duce, știu eu, la Liga 3, a 4, că nu au loc toți, nu pot fi... Și atunci se duce și peste 3 ani nu-l mai vezi. Dispare. Știi că sunt exemplele astea meschine și toată lumea vorbește de bă, dacă ea în Spania cum l-au văzut, mă, pe Messi? La 16 ani și la... Dar vorbim de 1 la 1 milion. Exact. Da, dar ei au ligi de tineret, au ligi și în Anglia la fel. Și mega spionați și văzuți de... Sigur. Dar este 1 la... Nu știu că și ei au rebuturile lor și ei au la fel ca peste tot, dar... Nu avem treapta asta, deci treapta... Nu ne lipsește ce spui tu, treapta asta la seniori. Este scăzută, da? Da, adică treapta asta e prea bruscă pentru un jucător, un junior. Petrolul ce a spus în momentul ăsta? Nu depinde de Petrolul. Asta trebuie făcută la nivel național. Ce face Petrolul din momentul ăsta? Petrolul pregătește juniorii, au și o academie, pregătesc copii de la tot la fel grupe mici, până la 19 ani și acolo încearcă să facă trecerea la echipa mare, dar... Dar așa se supun regulamentelor și campionatelor. Cum se procedează acum, da? Așa, da, da. Este un proces de pregătire acum. Păi, lați pe Justin Răducanu, da? Ăsta e venit pentru că este taicăsul unde este. Eu nu spun că băiatul nu are valoare. Dar la Petrolul, la Academie, este unul care se apropie de el? Acum nu știu. Sau de Mihnea, de exemplu. Nu vreau să fac comparații, sunt copii, pot să spun că sunt copii foarte, foarte talentați și au fost, totdeauna au fost copii talentați. Ce le lipsește, Adi? Asta le lipsește, trecerea asta, pasul ăsta este prea brusc pentru ei. Deci copiii sunt fragili la vârstă din punct de vedere fizic. Pentru că ei vor, intră cu suflet, dar alergă cam... Fizic nu faci față la echipă de seniori. Sunt rare cazurile când intră în teren, are viteză, are... știu eu, are putere, are fizic, cum trebuie, e pregătit din punct de vedere tehnic, tactic, poate că are unele lacune, acum depinde și de pregătirea care a avut-o. Anterior, da. Da. Dar dacă face față fizic, vedem că tot mai mult se caută jucătorii pe fizic. Păi care intră și la... Nu prea mai plăcut, să fiu sincer. Nu mai plăcut ochiului. Adică nu mai vezi calitate, nu mai vezi... Se sacrifică fotbalul pentru fizic, pentru... Impactul ăsta e... Mi-aduc aminte că ai dat lovitura de start la meciul între Petrolul și FC Craiova. Te-am aplaudat în întreg stadion. Te-am văzut pur și simplu cu lacrimi în ochi. Spune-te, rog, ce a reprezentat clipa aia când ai ajuns la centrul terenului și ai dat pasa aia către înainte? Da, a fost chiar un moment emoționant și în momentul când ești la centrul terenului, chiar m-am simțit ca și cum aș fi jucat acolo, când era la... să înceapă meciul. Da, exact așa a fost. Nu puteai să rămâi acolo?
Eu puteam, dar nu e. Nu te bagă. Adică nu. Ăla era singurul moment în care puteam să fiu la înălțime. Când dau mine fără adversar. Am înțeles. Și mai aduc aminte, iară, chestia asta, mi-aduc aminte de luna aia, iunie a 1995, nu știu, 21 iunie, când Stadionul Național, 30.000 de spectatori, dintre care 90% erau bucureșteni și care își doreau cu asiduitate să câștige Rapidul Cupa României, ați câștigat cu 5-3 la penaltiuri. Spune-mi ce amintiri păstrezi din finala aia. Să spun sincer, personal, amintiri neplăcute, pentru că nu am evoluat. Uh-huh. Și chiar așteptam să joc. Jucasem aproape toate meciurile, de fapt, nu aproape, toate meciurile. Marcasem goluri. Care a fost rațiunea pentru care nu te-ai introdus? Cred că așa a gândit jocul, din punct de vedere tactic, a gândit pe apărare, nu mai avea nevoie de un atacant. Era Andrei Cuț mai... Era alt tip de jucător, era un jucător mai, din punct de vedere fizic, mai puternic, să lupta pentru niște mingi aruncate acolo, ducea jocul. Asta a fost gândit. Parcă el era golul nostru, minutul 84 sau ceva de genul ăsta. Parcă are sens. Ne-a egalat minutul 87. Golul la lui Chiriță, care de fapt a fost golul lui Neanelu Crăciunescu, ce să facă. Așa a vrut el și cu Tucieru. Nu era VAR atunci. Bine că și acum și cu VAR, în sfârșit. Vreau să te mai întreb, Smoleanu, Răchită, Grama, Andrei Cuț și Grigore au transformat pentru noi, pentru ei, Lupu, Chiriță, Vlăduiu și-a ratat Frunză. Frunză, care a fost cel mai iubit dintre ploieștenii în momentul ăla, un moment absolut aparte. Cum e în momentul când vine președintele Federației Române și spune medalia la gârlej? Cum să simți băieții? Da, este greu de descris. E greu de descris în momentul ăsta. Da, e greu de descris pentru că e ceva unic. Adică te simți că ești împlinit din toate punctele de vedere, mă refer fotbalistic. Deci e ceva ce chiar pentru aia trăiești când te iei de fotbal, pentru momentele astea... Băi, mi-e zori extraordinar de mult. Emisiunea este totuși vizionată și la nivelul fotbaliștilor de la Petrolul. Și mi-aș dori foarte mult să audă un fost fotbalist al Petrolului care a trăit un astfel de moment și să-și conștientizeze și viața, momentul, clipa, ce s-ar putea întâmpla dacă ar fi și ei într-o astfel de final. Mai ales că la Cupa României, de exemplu, este un culoare extrem de larg, 3-4-5 meciuri și ai ajuns acolo. Eu nu spun că e ușor, eu spun că e greu, dar bă, e foarte rapid să ajungi în cupele europene. Că și Petrolul atunci, în 95, în 2013, nu-ți mai spun. Da. Cum, în momentul când ajungi, ei crezi că or să poată înțelege vreodată, ai fi vreodată partea unui astfel de subiect în care să te cheme și tu în calitate de fost fotbalist, fost atacant, fost gloria Petrolului să le explici ce înseamnă în momentul ăsta? Așa cum mi-ai spus mie acum? Noi mai stăm de vorbă cu copiii, încercăm să le explicăm, dar este greu. E greu. Cuvinte să transmiți, momentul important. Știți că în ziua de azi copiii au foarte multe, foarte multe influențe și vor rapid să ajungă, vor contracte, vor... Repede banii. Foarte repede. Nu mai au răbdare. Părinții nu mai au răbdare. Nici părinții nu mai au răbdare. Prin toate etapele. Sunt etape multe de pregătire. Trebuie să aibă răbdare. Toată lumea trebuie să aibă răbdare, că altfel se arpe peste niște etape și te trezești că nu ai ce trebuie pentru... Mai a ridica o cupă deasupra capului. Mai zic părinții ca acum 20 de ani, tot așa, băgăcioși? Mai rău. Aia, na? În ce ne privește pe noi... Ia zi-ne, Claudiu, aia chiar mă interesează. Nu, dar în primul rând... Ce, domn președinte? Nu au răbdare, cum a zis și Adrian, n-au răbdare. Asta e cea mai mare calitate care trebuie să aibă un părinte, să aibă răbdare. Ce n-au răbdare? Vor totul dintr-o dată, vor... Îi cred pe copilor fotbaliști la 10 ani, la 11 ani, la 12 ani. Acum, sincer, n-ai cum, e copilul tău, n-ai cum, crezi în el, adică îți dorești mai mult decât copilul, aia e clar. Că părintele își dorește mai mult decât copilul. Da, înainte, înclin să cred că foarte mulți copii veneau la fotbal și rămâneau la fotbal datorită ambiției lor. Nu, n-aveau ce să facă altceva, veneau la fotbal. Și asta e adevărat. Acum ce să facă altceva? Au tablete, au telefoane.
au filme, au orice la dispoziție. Sportul campă. Și mai înainte, haide să vorbim în termeni corecți. Păi înainte să mai făcea și de fone. Pe bune? Așa este. Ăla era singurul mod de ieși din anonimat, cum se spune. Adică din linia care era impusă de societatea respectivă. Și acum de ce nu se înțelege treaba asta? Adică tot părinții acasă să spună, să vină către copil și să explice treaba asta. Eu așa o văd. Așa e normal, așa ar trebui. Este ceva ciudat acum. Aud pe mulți părinți spunând să se simtă copilul bine, să facă copilul să... Păi da, să simte bine, să distrează, dar vine și pentru performanță. Și tu ca părinte trebuie să îi impui ceva. El adică nu susține ca părinte? Tu ești adult și știi ce trebuie să îi impui. Nu trebuie să-l lași pe el să facă el ce vrea. Că îi place așa, că îi place... Tu trebuie să-i spui clar, tu știi mai bine decât copilul ce are el nevoie. Părintele contribuie la pecuniar, la dezvoltarea copilului, la astfel de secții? Da, sigur. Deci ei dau o sumă de bani la sfârșit de lună sau la început de lună. Cotizație se numește. Cotizație. Băi, te rog frumos, spune-mi și mie, care este interesul pentru care dau această cotizație? Nu, trebuie să am un interes, da? Să ce? Eu aș da cotizația asta să-l învăț, ca profesorii, voi, să-l învățați să stea în teren, să tragă, să pregătească și așa mai departe. Eu așa o văd. Nu există, din punctul meu de vedere, să... la suta aia sau la mie aia sau la cât dă el acolo să-ți solicite să joace neapărat. Nu sunt cazuri. Nu s-au băgat la cazuri de astea. Nu sunt cazuri. Că eu mai știu. Fiind clubul nostru, imediat eliminăm astfel de... Adică întotdeauna am fost contra la așa ceva. Am trecut prin astea în momentul când am fost antrenori în alte părți și am spus de la început... La noi nu se întâmplă asta. Așa ceva nu se poate în sport. Cel mai bun trebuie să joace. Și bănuiesc că l-ai spus de la bun început tuturor ca să știi despre ce e vorba. Nu este nicio problemă. Adică antrenorul decide până la urmă cine trebuie să intre în primii 11. Sau în primii 5, primii 6, în funcție de... Sigur că da. Claudiu, când ați făcut școala asta, când i-ați dat drumul, ca să zic așa? Păi anul ăsta s-au împlinit 5 ani. Deci aveți 5 ani deja, ați făcut, 5 ani, da. Cum se zice la fotbal, majoratul mic. Da. 5 ani, am văzut multă bucurie acolo în jurul acestei entități pe care o aveți voi, școala Toader. Am văzut că îi duceți în cantonamente, am văzut că îi duceți peste tot. Cantonamente, turnee, competiții, vă bucurați de fiecare oficiale, moment. Deci, amicale, sunt copii și ne bucurăm și noi. Pe lângă ei. Pe lângă ei. Întinerim și noi. Da. Spune-mi, te rog, ce performanță notabilă ați obținut în această perioadă de 5 ani? Dacă vă puteți mândri cu o performanță notabilă. Deocamdată noi am luat grupele de încă n-am ajuns să avem performanțe cu ei. La nivelul lor, zic. Am câștigat turnee. Da, am câștigat turnee. Turnee? Da. Foarte multe turnee câștigate, dar trebuie să menționăm că performanța pentru noi ca și club este atunci când un jucător ajunge la echipă la de senior. La echipă mare. Da. La echipă de senior, acum, la cel mai înalt nivel în România. Acum mi-ai ridicat mingea la fileu. În momentul când ați semnat contractul cu Petrolul, ce presupune acest contract? Voi, ca și școala Toader, vă mai numiți școala Toader acum? Da. Deci este un contract de colaborare. Jucătorii, există un contract pe care l-am semnat. Din punct de vedere fotbalistic am discutat despre etapele noi, pregătim până la o vârstă, la vârsta aia. Preia, Petrolul. Da, preia Petrolul. Și din punct de vedere financiar, să spunem, astea sunt niște termeni stipulați, ei vor fi legitimați la Petrolul, dar sunt stipulați în contractul fiecăruia, al nostru cu... Al vostru cu clubul. Da, niște termeni pe care, bineînțeles, până la urmă tot un jucător, dacă ajunge, și performanța dictează sumele care vor. Deci vorbim de Ionel, care a ajuns la 18 ani, da? Și care vine la un moment dat, l-a văzut nu știu cine, l-a văzut Dinamo. A văzut Dinamo, a venit și ce face? Face o propunere, vrea să-l ia. Da, sunt discuții, noi există și niște procese. Discuțiile cine le face? Petrolul sau voi? Discuțiile le face Petrolul. Printr-un eventual transfer, noi avem un procent pe care l-am stabilit cu Corect. Petrolul. Și în urma unei sume, nouă ne revine respectiva, în funcție de procentul fiecăruia. Spune-mi, te rog, pe amândoi vă întreb. Știu că pe parcursul acestor 5 ani au existat și destule piedici care v-au fost puse mai mult intenționat decât neintenționat.
Asta am eu, informațiile mele. Spune-mi, te rog, ce piedică ați resimțit-o cel mai mult? Și din partea cui? Piedici, nu putem să spunem. A fost perioada pandemiei, care a fost un moment destul de greu pentru toată lumea. Pentru toată societatea, sigur că da. Dar și noi l-am resimțit pentru că dintr-o dată ni s-a oprit activitatea. Am încercat să ne pregătim, am încercat să respectăm. La un moment dat s-au scris niște lucruri că am fi fost privilegiați și noi ne antrenăm. Aici am vrut să ajung. Ăla a fost un moment care chiar nu avea niciun suport. Adică a fost un neadevăr. Da, exact, da. Am încercat să ne strecurăm printre legi. Dar cine avea nu știu. Interesul să spună așa ceva? Nu știm clar cine și de ce și... Că da, ești tu, Drăguț, nu vrei tu să... Da, nu are rost. Consider că n-are rost tu adică să mai... Adică nu-mi place să discut despre alte... Cred că fiecare are loc... Ar trebui, fiecare da, ar trebui să aibă. Adică până la urmă trebuie să arăți prin munca ta ce faci și decât să vorbești sau și să și marea bucurie a perioadei astea care a fost? Marea bucurie a fost că, știu, ne-am bucuria simțit. Noastră, scuze, că într-o bucuria noastră este bucuria copilor. Uh-huh. Vedem copiii, sunt fericiți, sunt bucuroși, vin cu drag la antrenament, la meciuri. Și le vedem progresul. Asta e cea mai mare bucurie a noastră, că noi zilnic. Și bine, mănuiesc acum... Mă gândesc eu, fără să am informații pe tema asta, inclusiv alipirea asta pe lângă petrolul spune ceva. Copilul ăla este poate mai împlinit când scrie pe el că e de la petrolul? Până la urmă, petrolul e echipa Fanion și toți copiii vor să ajungă la petrol. Uh-huh. Asta este adevărul. Petrolul rămâne petrolul și dar fiecare copil. Dar este această perioadă pe care noi punem foarte, foarte mare accent. Uh-huh. Începând cu 5 ani, copiii la noi sunt pregătiți, nu trecem peste etape, avem implicarea asta și în momentul când noi le explicăm că peste perioada asta nu poți să treci. Și indiferent ce nume ai avea și ce scrie pe tine, trebuie să te antrenezi. Ca să ajungi să joci oriunde vrei, trebuie să te antrenezi. Și peste etapele astea cum faceți antrenamentele astea? De câte ori pe săptămână? În funcție de grupe. Două antrenamente. Uite, să zicem o grupă mare, o grupă majoră. Patru antrenamente. Patru antrenamente pe săptămână. Plus meci. Și meci. Da. Da, patru. De exemplu, eu cu grupa de 2010 fac patru antrenamente plus meci. Depinde. Și trei. Depinde când sunt meciurile, în ce zile sunt meciurile. Mm-hmm. Și la ce este? La campionat? La campionatul județean. E practic abia început, nu? Sau cum? Da. Spune-mi, te rog, Adi, când ai ajuns la Lozan, descrie-ne un pic momentul ăla și după aia venirea și plecarea către China. Era cu totul și cu totul altă lume. Deci a fost pentru mine un impact care m-a pur și simplu m-am trezit în primul rând m-am trezit singur acolo. Nu aveam prieteni, eram obișnuit aici să vin la antrenament, să ies după antrenament cu prieteni, cu colegi de echipă, să ies. Fotbalul iarăși se baza pe altceva. Deci era cu totul și cu totul alt tip de antrenamente la care eu n-am putut să fac față. Mai rău m-am și accidentat. Adică, la un moment dat începusem să mă adaptez, tipul de antrenamente, jocul lor, se baza pe altceva. La noi încă era sistemul comunist. Așa se pregăteau echipele în România. Erau bazate pe sistem. Era mai bine? În sistemul comunist au ieșit la jucători, dar da. N-au mai știut ăștia să mai vândă. Da, și adevărat, da. Dar acolo se lucra specific, exact ce se lucra, cu ce te întâlnești în... Asta și când întâlneam echipe, era greu să le... Și în China? În China, la fel. În China, cel puțin, am lovit de niște lucruri pe care nici acum nu le înțeleg. Adică eram închiși undeva, veneai, îți dădea drumul ziua, puteai să ieși seara dacă erau oameni cu armă la poartă, un cantonament permanent, veneai, dacă veneai mai târziu, nu te lăsa să intri în... Și ai resimțit asta ca fiind o opreliște, nu? Ca fiind da, eram... De-aia ai și venit destul de repede. Eu grama. Am stat ceva luni acolo, am stat destul... Da, mai o jumătate de an. Cam asta. Așa peste o jumătate de an am stat și acolo. La hai că pe tine te mai văd, dar pe grama? Da, cred că am putea să scriem o carte. Noi am fost printre primii acolo. De ce n-ați cochetat cu treaba asta? N-am putut să stăm. În primul rând mâncarea nu era... Nu e ce să mănâncă în restaurantele chinezești din Europa. Nu, astea sunt adaptate pentru... Cum și pentru sportivi? Era... Nu. Era aceeași mâncare care o mănâncă ei, cu
fel și fel de ce mănâncă. Și râdeau colegii de noi. Că noi nu mai întrebam, mai plecam. Asta ce? Da. Noi mai plecam în turnee, mai plecam în, știu eu, deplasări, opream pe drum, acolo nu mai puteam să spunem noi ce vrem să mâncăm, ce... La sfârșit întrebam și noi colegii ce mâncăm, porc și ce porc și râdeau de să prăpădeau că erau niște chestii tăiate mărunt, puse la grămadă, gustoase, dar mai bine să nu știi ce. Mai bine să nu știi ce era înăuntru. Dar aveau niște izuri ale lor. Claudiu, mi-amintesc, era o vreme, nu știu, undeva pe la sfârșitul anilor, pe la 1998-99, dacă mi-aduc bine aminte, erau doi frați Cotolan. Da. Erau un portar și un vârf. Cătălin și Mihai. Erau considerați la momentul ăla doi tineri de mare perspectivă. Mai știi ceva de ei? Nu prea mai știu așa mare lucru. Erau talentați, după cum v-am spus și mai înainte, mulți au fost talentați, dar s-au pierdut. S-au pierdut pentru că... ăștia scria presa. Eu am scris despre ăștia. Chiar așa și-au dinamitat singurii? Au plecat pe la voluntari, pe urmă nu mai știu pe unde au fost. Și gata, s-a dus cu Cotolanii. Da. Acum am impresia că sunt la Blejoi, au fost, sau... Nu știu dacă mai sunt, dar știu că au fost acum un an de zile la Blejoi. Amândoi. Păi cât de mult trebuie să iubești copiii ca să stai zi de zi lângă ei? Trebuie să iubești mult. Primul rând fotbal. Fotbalul? Trebuie să-ți iubești meseria. Dacă îți place, stai. Dacă nu îți place, te duci ca în orice domeniu. Dacă tu ești căsătorit? Da. Ai copii? Nu. Cum este să zici că uite, ăla e ca și copilul meu? Păi, de toți zicem așa. Toți ziceți, a? Da. Sunt copiii noștri. Ei sunt copiii noștri. Da. Sunt născuți de la 5 ani. Vreau să vă rog să admiteți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în scurtă vreme. Am revenit după această scurtă pauză de promovare a echipei Petrolul Ploiești și vreau să vă întreb, băieți, pentru că a venit și momentul să discutăm despre Petrolul zilelor noastre, cum apreciați voi jocul echipei? Stăm acum să nu analizăm în parte meciul ăsta nul cu UTA, a decepționat multă lume. Da, așa e. Dar cred că și antrenorul și conducerea în general se adaptează cam la ce nivel de jucători au și atunci și tactica este... Păi, nivel de jucători au, am înțeles, dar nu ei l-au adus? Cred că și după... Ce au avut? Posibilități. După adică fiecare cum arată buzunarul, să zic da, așa. Da, da. Cred că fiecare își dorește să aducă cel mai bun. Pentru că când aduci jucători, te și adaptezi și tactica este de așa natură și te adaptezi și încerci să scoți cel mai bun, cei mai buni din... nucleul respectiv pe care l-ai. Știi cum e vorba aia? Bine e că nu pierzi, rău e că nu câștigi. Așa e, da. Să ai 6 meciuri la rând consecutiv în care să... Așa e, da. Toată lumea își dorește să câștige puncte, dar... Mai sunt și momente de astea. Sunt... Da, trebuie să... Trec printr-o pasă mai proastă. Ar trebui să... Să vină o victorie și... La ce să ne așteptăm? Că urmează Craiova, după urmează FCSB-ul. Bine că nu sunt de neînvins, sincer. Că mai fac și ele pași greșiți, sigur. De multe ori câștigă cu echipe astea și te încurci cu echipe mai mici. Sau poate că n-am pus bine întrebarea și ar fi trebuit să vă întreb despre nivelul fotbalului actual față de ăla pe vremea când jucați voi? Din ce se vede clar, nivelul este
Este o diferență clară. În, ce... în favoarea? Înainte să jucă era multă calitate. Înainte. Multă calitate. Pe multă calitate pentru că erau mulți fotbaliști de calitate. Da, sunt, sunt, n-are rost să mai reluăm, adică jucătorul avea foarte multă calitate și indiferent cum priveai fotbalul, indiferent de tactică, veneai la meciuri și noi ca și copii am văzut pe cei mai care jucau pe atunci seniori și era o plăcere să te uiți. Acum este mai greu să... Deci fotbalul nu mai are aceeași calitate ca înainte. Uh-huh. Asta e clar. Dar cred că și în lume se vede asta. Cam este un recul, da? Da, cred că... Adică apar la fiecare echipă 2-3 fotbaliști de mega calitate, vorbesc pentru campionatele puternice ale Europei, la noi nu e cazul, la noi în România. Da, în România, dacă e un fotbalist bun, ce e înălțat de presă mai mult decât trebuie. Da, nu știu care e realitatea până la urmă. Exact, fără discuție. Adică ți-a dat un gol și e Dumnezeu. Da, după aia, patru etape e zero. Da. Da, e într-adevăr ai mare dreptate, pentru că înainte, așa cum spuneam și acum câteva minute, stăteam și priveam exodul fotbaliștilor români la campionatele mari ale lumii. Ajungând să se bată la titluri, să câștige cupe europene, campionate, cupe ale țărilor respective și să îmbogățească pe cei care aici în România veneau cu destinele lor. În contextul în care, trebuie să spunem și asta, a traversat un moment critic al fotbalului, acea nenorocită de cooperativă, în care nici nu știai. Da. Știai că te duci și că pierzi. Știai că la retur trebuie să câștigi. Câteodată nici nu știam. Nici nu știai? Dar cum era, mă, că trebuia să iasă scorul? În condițiile în care, cum era 2-1 și 1-2? Atunci nu era case de pariuri. Atunci mai ziceai, bă, dacă erau case de pariuri, e și așa. Care era? Era chestia asta de obraz. Bă, să termină 2-1 și la tine și la mine 1-2. Da, probabil noi fiind și mai tineri se discutau cu jucătorii mai în vârstă chestiile astea. Cu ea mai... Ei mai, ei jonglau cu... Dar în general, când se făcea așa ceva, trebuia să pierzi la un gol diferență, nu să fii pur... Să fii călcat în picioare. Ceva de genul ăsta. Cam așa era, dar nu știu așa să intru în amănunte, pentru că lucrurile astea se discutau în cercuri restrânse și erau stabilite... Da, era o merta clară, fără discuție. Nu prea treceam, nu prea se trecea de cancelaria finală. Acolo era să juca cu pistolul, cu ce, cu sabia, cu... Sunt povești și povești și povestiri. Tot banul era până la urmă. Banul vorbea. Dar nu vă simțeați totuși trădați așa? Adică, vă, să știi că poți să-l bați pe ăla și că... Până la urmă ai un contract de... Că și atunci au fost contracte de profesie. Ești profesionist și trebuie să... Ce faci și ce ăla care îți dă bani? Asta trebuie să faci și în ziua de azi la fel. Este. Cum era cu banii? Mai ți-aduce aminte când era să primiți banii? Cum îi primeați? La sfârșitul lunii? La început? Cum era? Oricând erau bineveniți. Erau bineveniți. Oricând. Dar se întârzia? Adică ajungeați la luni întregi? Da, se întârzia și atunci. Da. Erau... Păi și nu făcea scandal? Mai făceam. Mai făceam. Ne mai uneam. Mai scăpau dintre noi care nu făceau. Da, sunt... Dacă avem multe... Multe povestiri. Din ăsta, da. Ne mai răzvrăteam noi, mai plecam din cantonamente. Da, 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 mi-a tot aminte. 10-15, știu eu, 20 și când ne trezeam pe la gară eram 7-8 sau 7, 10. 7, da, da. Bine. Da. Cine era șeful? Păi tot la fel, cei mai în vârstă. Păi mai bătrâni, erau, da? Da, că nu erau chiar bătrâni. Ei, așa le zice, noi, bă, era care erau, da, 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 da. Și ce zicea, bă, eu plec. Da, bă, hai să facem mergem? Într-un fel să ne primim, ca și acum, așa cum la fel se procedează. Tot la fel, e unul vocal? Tot la fel. Mai deși pe lângă el încă 2-3. Bă, hai să facem ceva. Că acum să bă, și dacă nu e așa acum, stau și te întreb. Zic. Păi mai scapă prin presă. Că genul de titlu, scandal în vestiarul clubului respectiv. De la asta pleacă. A, că deci tot e la bănuți, da, astea sunt probleme. Încă sunt probleme la noi în România. Sunt probleme cu salariile. Se vede peste tot. Se simte, se aude. Bine, bine e când îți vin toate, dacă ar veni toți banii deodată. Ți-i minte la Astra, când era Nicolae, nu știu, nu le dădea 5 luni, sau nu știu, la limită, 4 luni, 5 luni când era și când le dădea odată. Cel puțin îi strângea pe toți. Da. Nu-i mai cheltuia. Exact, nu. Cecul era acolo. Era bine dacă veneau. Când veneau. Lor le dădea banii. Veneau. Veneau banii. Și la noi, veneau.
Spune-mi, te rog, de ce credeți că a dispărut diferența asta enormă dintre unele țări europene și nu numai în România? Mi-aduc aminte pe vremuri, dacă... E clar, n-avem cum să nu ne amintim. Băteam Cipru, Andorra, San Marino, Belarus. Astea erau... Ne făceam și noi gol la veraj. 6, 7, 5, 3, 7, 6. Nu se punea problema ca acum să țâțâi că joci cu Belarusul și cu Andorra. Eu n-am auzit în viața mea asta. Păi e simplu, pentru că jucau jucătorii români, crescuți în România. Așa. Acum, în campionate, vedem la fiecare echipă foarte mulți străini. Jucătorii români nu mai au... Păi, Adi, dacă nu mai au valoare, sau au valoare... Au, dar ne întoarcem iar la chestia că nu există treapta aia de a promova. Bă, tu ești antrenor. Spune-mi și mie acum cu creionul pe hârtie 11 oameni care merită să joace în Naționala România acum, în momentul ăsta. E greu. E greu. Spune-mi doi atacanți. Spune-mi doi atacanți, că tu ai fost atacant. Zi-mi doi atacanți care merită să joace acum, în momentul de față. Tu ești Iordănescu. Da, e greu să te hazardezi să spui... un prim 11 care... Pisi, nu, cine? Facă... Pușcaș! Nu mai e valoare, da, e. Ce să mai... Nu mai este, nu mai este. Și angrenajul... Nu mai joacă nimeni într-un campionat supără, de ce să mai supere lumea atâta, mă? Ai, ce să te supere? Te supere că vrei să bați. Da, joci cu Andor. Da. Eu sunt de acord cu tine. Și Petrolul vrea să bată, dar cu cine să joace? Că uite, joacă cu Roman, care ori ieșit în formă, ori nu știe să joace fotbal, ori e bătrân, ori că toate le-am auzit. Vorbesc serios. Stăm și ne gândim și ne orientăm. Cine dă gol? Tu aștepți să-ți vină o lovitură liberă stânga-dreapta, să vină Țicu sau Zair sau cine, să-ți dea o centrală, să-ți dea la Gumingeanca. Aia e singura rațiune a fotbalului de la Ploiești? Păi băi, lasă-mă să spun că într-adevăr lumea e supărată, frate. Supărată, vine la mea și nu păi place. Ce l-auzeam pe unul alaltă ieri vorbind, zice, frate, bă, mie nu mă interesează. Eu vreau să joace frumos. Bă, îi joacă frumos și pierde. Ce faci? Cum e raționamentul? Nu pe mine asta mă interesează, să dau banul și să văd că echipa joacă deschis, pe atac. Păi nu știu, ca să joci pe atac trebuie să ai oameni de atac. Așa e. Și cu asta basta. Poți să o faci? Bine. Nu poți să o faci? Ce să faci? Stai și te agăți exact de ce? Și uite că cât de slab e campionatul, că ești pe locul 7, unde ești acum. Cât de slab e campionatul. Da. În mod normal, pe vremuri, la o astfel de parodie, în mod normal, era ultima. Penultima echipă. Dar, cred că în altă ligă. În altă ligă. Era în B de ligă, mult. Da. Să te aiște, uite, ai lung. S-a mai dus Petrolul. Nu era ABA. Da, un an în B, doi în A, un an... Erau echipe bune și jucători extraordinari. Cum? Noi nu mai avem un jucător la echipa națională să joace într-un campionat puternic în Europa. Așa ceva este incredibil. Da. Să nu joci în Italia, Spania, Franța, Germania. Hai, mai avem, mai avem 2-3. Un Manu, un Moruțan, un... Haide să zicem, și ăștia... Juniori buni sunt. Sunt, peste tot sunt. Noi vedem, ne ducem la turnee, ne confruntăm cu alte cluburi. Uh-huh. La diferite vârste. Acum vii la tema ta. Da. Și vedem că sunt. Dar nu... Întrebarea asta este pe buzele tuturor. De ce nu îi vedem la seniori? Cine nu îi vede? Cine trebuie să-i vadă? Nu e de văzut, trebuie făcută treapta asta, nu poți să-l vezi, pentru că jucătorul e fragil, nu poți să-l vezi atât de tânăr intrând la seniori. Nu poți să-l vezi, nu e. Și sunt foarte puține cazurile când... Și echipa trebuie să aibă o continuitate, să fie puternică, să poată să-l susțină jucătorul la care îl bage. Adică îl ocupă un loc în teren, ia locul la altul. Băi, Adi, eu pot să te înțeleg, dar în calitate de președinte al Federației Române de Fotbal, mă uit la burleanul ăsta. E un băiat cult, e un băiat care știe despre ce e vorba. E un bandituț așa, care... Na, ți-am spus, repet, știe despre ce e vorba. Păi frate, păi dacă el așteaptă 3-4 ani de zile, cum ai zis tu? 3-4 ani să iasă? Păi frate, iese mandatul. Păi trece mandatul pe lângă el așa. Dacă gândim așa, nu păi se face niciodată nimic. Exact, dar noi nu putem să gândim decât așa. Așa gândesc românii. Asta e o problemă, trebuie trasă o linie, trebuie trasă mai de mult. Ai văzut? Făcută o strategie națională din punct de vedere al juniorilor. Treapta asta trebuie umplută, e un gol, e clar, acolo e un gol. Nu mai vedem jucătorii ăștia de la 19 la 22 de ani nicăieri. Tu cunoști vreo strategie națională la vreun sport în România? Am pierdut tot. Din păcate nu. Am pierdut gimnastică, am pierdut atletism, am pierdut rugby, am pierdut box, am pierdut orice. Toate sporturile. Deci noi suntem în acest moment pe ultimul loc în Europa și nu mi-e frică să spun lucrul ăsta. Pentru că nu avem nimic, nu mai avem nici arene, nu mai avem nimic, sări, nu mai avem nimic.
Exact, exact. Totul s-a dus. Este. Așa e. De prăpastie. Și atunci noi ne dorim, păi nu poți decât eventual să apară ceva pe privat, pe apă, să vină copiii aia la canotaj, fetele alea, să-ți mai ridice o medalie. O minune. Acesta este cuvântul. Da, să se întâmple o minune. Credeți că ne vom mai bucura vreodată, și te întreb pe tine, Claudiu, de vreo calificare la un campionat european, mondial? Da, acum. O să batem asta două meciuri. Da? Și ne calificăm. Știi tu treaba asta? Că-i batem pe așa voi. Bă, să spunem ca să știu. Să știu și eu. Să am și eu. Am și eu informație. Eu așa am auzit. Așa ai auzit. Că da. Că acum, da, a intrat și acum Israelul moment, în război. Dacă acum nu e momentul... Că știi care e șmecheria? Dacă a intrat și Israelul în război și Israelul le taie ăștia căpățâna, suntem, nu mai trebuie să mai jucăm. Nu mai jucăm, da. Suntem calificați. Deci toate astrele s-au aliniat pro-România anul ăsta. Și rezultate. Și rezultate, tot. Echipe, trageri la sorți și așa mai departe. Noi am fost Dumnezei, ca să nu zic mai mult. La anul petrolului este mare sărbătoare, 100 de ani, un centenar. 100 de ani, probabil că sunt ani care o grămadă de echipe din România îi adună ca să poată să facă 100 de ani, mai multe echipe, petrolul împlinește 100 de ani. Cum credeți că se vor derula evenimentele și dacă apreciați că petrolul poate plusa la anul cu un trofeu? Hai să se gândește la anul ăsta. Dar eu mă uit și nu-mi vine să cred așa. Nu, aș vrea. Va fi un moment extraordinar. Deosebit. Va trebui sărbătorit. Clar, va fi sărbătorit pentru că odată se întâmplă. Noi prindem odată în viață așa ceva. Și până la urmă vom vedea dacă va fi vreun trofeu sau nu. Dar e un moment, totuși 100 de ani. Ar trebui totuși să ne orientăm și să ținem mai mult așa cu echipa asta, nu știu, așa mi se pare mie, că una e să vrei, exact, una e să vrei și una e să poți, de momentul ăsta este foarte greu. Ar trebui să se gândească actuala conducere să se reorienteze către mai mulți oameni care să vină cu bani, dar să-i capaciteze într-un alt fel decât o fac acum? Eu știu că se fac eforturi mari pentru a susține clubul, e greu. Cum să nu să fie susții un club în Liga 1 e greu și... Păi dacă vine unul la tine, tu ești blindat de bani. Bă, și zicem, dă și tu pentru clubul Petrolul. Tu ce întrebi? Ca și președinte. Nu. Tu ce întrebi că ăla cu blindat de bani? Patronul firmei Popescu să... Toți care bagă bani vor alți bani, vor să-i înmulțească. Asta este... Și atunci, pentru un management bun, practic jucătorii să-i vinzi... Să ai rezultate, nu mă, jucătorii trebuie să-i aduci, să-i vinzi, să-i vinzi, să joace fotbal, să-i vinzi. Să ai performanță. Și să ai performanță. Că performanța ți-aduc bani. Deci asta trebuie făcut? Mă, ca să știu și eu, poate mă bag și un manager. Asta e simplu, e ca în orice afacere. Bagi niște bani și trebuie să scoți dublu. Ultima întrebare pe care vreau să o pun, că timpul alocat emisiunii se duce, se duce, se duce. Spune-mi, te rog, e jucător la Loto? Nu. Nici tu? Nu. Uite ce nu, că tocmai vreau să vă întreb, dacă câștigați 2 milioane de euro, dacă băgați vreun ban la Petrol? Depinde, depinde. Mama, și faptul că v-ați gândit pentru mine este o chestie bună. Da, pentru că în momentul când bagi niște bani, vrei să scoți niște bani și atunci trebuie să ai o strategie. Și tu crezi, strategia e viabilă? Tu crezi că este o chestie prin care ai putea să scoți niște bani? Iei 2 milioane de euro și admiți să bagi tu la Petrolul un sfert. Zic un sfert. Probabil că e prea mult. Dar zic un sfert. Ai băgat 500 de mii. Ce vrei să scoți cu 500 de mii? Unde se bagi? În copii și juniori. Trebuie tot în copii și juniori. De acolo pleacă tot, de la copii trebuie și juniori. Am câțiva copii care știu că pot ajunge, știu, pentru că îi văd, bineînțeles că intervin factori pe parcurs. Dar ăia pot ajunge și îți pot aduce bani. Păi cine îi ajută, mă, clubul, academia? Asta încearcă să facă acum. Adică să-i ajute pe ei, nominal. Da, asta se încearcă acum, să practic să promoveze cei mai buni copii. Crezi că se va putea? Cred că da. Noi așa ne-am gândit, asta am făcut și... De-aia și făcut pasul care l-a săcut. Da, pentru că are de câștigat toată lumea. Cluburile, jucătorul în primul rând, cluburile, împreună, fotbalul.
Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Vreau să le mulțumesc celor doi frați care au admis să vină în studioul Dada Production pentru a fi parte a unei producții care, iată, s-a dovedit a fi ok. N-am prea vorbit ei pentru că na, cât de mult să poată și să vorbească acum într-o primă fază, dar sperăm ca prin rezultatele pe care ei le vor promova cu copiilor la Petrolul, prin umplerea acelui gol de care ne tot vorbește Adrian și mai ales Claudiu, el și în calitate de antrenor la club, poate că peste o perioadă ne vom bucura de ceea ce înseamnă cu adevărat o echipă a Petrolului formată numai din jucători de aici, de la noi, din județ. Mulțumesc încă o dată, băieți! Mulțumim! Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă producție Time Out!